Este 2-0 pentru UTA. Marchează Ciprian Rus în minutul 82. Se desprind arădenii pe tabelă. Și lucrurile devin din ce în ce mai limpezi. Ce pasă! Ce gol! Da, ce mai poate face? Ia să vedem ce s-a întâmplat. O pasă extraordinară pentru Rus, care marchează din alunecare, trimite sub boară. Golgheterii UTEi, Bucăceanu și Rus. Pasa i-a aparținut lui Alex Ioniță. Un asist foarte frumos al lui Ioniță.